Uai, ce frig e, doamne. Plus ca unicornul cu asta, ca? Da, băi, ce urât o pornit. Studiul într-un top. Ce am să fac? S-a prins farurile. S-a prins amândouă? Nu s-a prins. Uai, ce frig e. Mergem să tundem mâța. Prin mergem să tundem mâța, mă refer la mine. Mă claie în cap de... Mergem să ne tundem. Și luăm lumea la o plimbare, nu? Hai să mergem încet, încet. Să o dezmorțim un pic. Tare de duminică, numai că am ieșit perfect din parcarea asta. Doamne, acum merge ca... Da, merge ca ultimul tractor. Înseamnă că a fost întotdeauna prins. Nu, prima oară nu a fost, s-o a prins după aia. Da. Prima oară m-am uitat, era dunga de la ala, se vedea așa încolo. Și pe început să se încrucișeze și să se vadă mai clar. Dar nici se vede așa ca o băcură. Păi pentru că e xenon și ai lupa aia. Să nu lease, să nu lease, să nu lase lumina să se ducă mai sus, ca să vorbească pe cei din față. Păi ce frig în tractor. Sunt 5. Dar cred că se simte așa tare din cauza faptului că... Nu, din cauza faptului că bate vântul. La mașină nu bate vântul. Păi nu, că bate vântul afară. Păi da, dar mașina nu a mai fost pornită de vreo câteva zile. Da, și da, pentru piele, dacă... A, bine, aia, da, un pic la piele se simte un pic mai tare. Te urci mașina, dai drumul la încălzire și abia după te urci tu mașina. În sensul că, înțeleg, bagi mâna de drumul, în fine. Bă, ce vine asta? Iar am cricul ăla pe acolo, de zici că-s borcane în portbagaj. Urâtă intersecția asta? Adică, neapărat urâtă, dar dacă vine unul fără lumini noaptea, nu vezi nimic. Azi dimineața când am plecat la muncă, era super ceață, frate. Adică... Am văzut și după aia și soarele. Da. Nu vede până la pe. Și pe lângă faptul că nimeni nu se asigura când ieșea din stradă, n-avea nicio treabă, erau fără farturi. Nu mai vorbim de becul ăla de ceață pe care nimeni nu-l folosește niciodată când trebuie. Numai eu îl folosesc când nu-i ceață. Așa. Ce rău merge mașina asta când e rece. Da. Sigur o să o asfalteze. Sigur o să o asfalteze, dar aștepta băieții să dea un pic de ploaie. Și după aia să o asfalteze. Atunci aprinde asfaltul cel mai bine. Unde am văzut că asfaltau, efectiv de aruncau în apă. Păi eu nu știam de ce nu văd nimic în oglinda asta. Ai modificat-o când ai condus ultima dată. Într-un fel abia aștept să ajung acasă. La perioada asta nu m-aș dormi ziua. Noaptea nu, dar ziua nu m-aș dormi. Ah, tu vrei să... Da, scuză-mă pe mine. Când am văzut că semnalizează, am crezut că era sinț, undeva stângă. M-am văzut târziu. Mamă, ce becuri are și ăsta. Da, mă gândeam când am fost pe aici. Știu că am fost pe aici, că altfel n-aș știu de stat, dar nu mai știu când. Că m-am tot învârtit pe aici. Știu când a fost. Nu cred că o să... Nu, păi nu trecem pe aici. Știu când am fost, când încercam să ieșim din oraș. Nu știu că m-am dus până în partea cealaltă și după aia m-am întors înapoi. A, atunci am fost pe aici. Cred că va trebui să și alimentez, că mi-am 140 de km range. Nu știu la cât de foame e la asta. Am găsit o nucă pe net, s-ar putea să potrivească. Nu găsesc nucă din asta. Păi eu o las, dar dacă pățesc chiar, atunci de mi se duce nucă, nu mai pot să dau nici mașalier, nimica.
Baba nu e bogat? Da. Bă, dar ce bat luminilele. Mă gândeam acum dacă poți să le stingi, dar ce raha faci dacă le stingi? Da, ăsta puse ca să facă și aia din spate, știi? Le-a spus? Aia da, dar acum, de exemplu, nu le-ar putea stinge, pentru că trebuie să fie și el vizibil, nu? Și atunci, cred că asta e banda noastră. Păi că o trasa ceva acum. Asta le-a vechi. O asfaltat, o trasat și pe o spart iarăși. Mai puțin de o lună în zile. Sau cred că nici o lună, cât o ținut? Trei săptămâni. Trebuie să mă duc pe zi odată în spate, în portbagaj, să-mi pun cricul și toată leaca lumea, că am troncăne pe acolo, zici că am borcane. A, tu nu le auzi când iau câte o groapă sau ceva? Și au borcane. Pe aici, ziceam. C-o spart. Noi cu partea asfaltată. A, cât abordorul a lăsat aici. Pe asta din treaptă, asfaltată. Da, nu era asfaltată aia. Păi ce-am zis că n-am uite, vezi? Da, da. Înseamnă că de-aia e atâta agitație pe aici. Păi, că și gura, ziceam. Polița locală. La o goașă, vorba aia. Păi fiecare cu ce problemă are. Uite că stă suparcat acum aici. Am venit ultima dată, ca să nu iau în plin astea, m-am urcat un pic pe bordură, în dreapta, acum n-am putut. Era mai lin acolo urcarea. Auzi cum face? Zici că-s borcane. Nu, frate, nu, că nu sunt atentă, nu-mi interesează ce bărbune am păsat, dar... Nu-mi interesează, bine. Știu că ăla vrea să mă depășească din parcare. Bă, dar ce vânt bate afară? Eu zic că de-aia e atât de frig. Ui, vine iarna, la fel de mici, a nins. Tu ce te aștept să iasă ghiocei? Să vine vara. Doamne ferește, lasă că o să te saturi de atâta vară. Hai, Gusti, luați așa telefonul la... Care că Gusti la... Ui, ce prost e, mă, păi a venit până marginea la trecere și pe aia s-a întors înapoi. Bă, eu... Vezi, măi, cânta cântece de Crăciun, că mi-au copyright după aia. Deci te cânta de mine. E tocmai. Ce copyright? Da, e tu din alea de drepturi de autor. Skoda Yeti. Să vezi, mă, ce steam fronte îmi las acum asta. Ajung la Vlad. Își face cruce. Să-i dea Dumnezeu sănătate că și-a făcut timp de bine să mă tundă, să-mi dea căpițul ăsta jos din cap. Ar trebui să mergem. Păi ar trebui, dar la ce program fain avem? Vorba lui Cristi, că moare frizerul de foame. Nu-ți mai căuta scuze, pentru că dacă vrei să faci ceva, faci. Îl cauți numai scuze. Zici că e speaker din aia motivațional. Da, serios. Te duci, te plimbi, dar eu făcut și până acolo. Cât durează să te duci? Jumătate oră maxim. Cu tot, cu spălat, cu barbă, cu nu mai știu ce îți mai faci ție. Păi la barbă la mine chiar are ce lucra. Ce făceai, frate? Te duceai măsura de 6 ore acolo. Păi te făceai fosilă pe scaun. Nu mai de mult, dar tu. Și să ai dita-i chile de păr, să stia aia, să ți le picteze acolo. Mă tundeam chel. Da, te tundeai chel. Și eu, ca un băiat ce sunt, ziceam, tu, dar ești urâtă, ce te-ai sus așa cheală, ca un băiețel. Ca un băițel? Da. Încă mai e un pic de trafic. Hai, scuze, încă mai e un pic de trafic. Nu foarte mult, dar mai un pic. După ce termin... Da, bate vântul, mă, ca lumea. Da. Mă suni să văd că eu după ce plec din Oșan, gen dacă nu găsesc, adică ori dacă nu găsesc, ori dacă doar am văzut și nu cumpăr nimic, mă duc în Carpu, știi? Să văd un pic și prețurile de acolo. Siguranță să fie mai mult, dar
mare și vreau să ajung și în Pepco. Dar cred că prima dată intru în Pepco. Hai, plimbă-te odată să vezi ce și cum peste tot și după aia cumpără, că după aia trebuie să te plimbi cu cumpărăturile prin mână. Oricum, prin mână, în mână. Ia. Să te las la Carrefour sau la Auchan? Lasă-mă, uite aici, la prima intrare de la Carrefour, că tu faci... Sau lasă-mă aici. Tu lasă-o aici, la intersecție, că eu fac dreapta, da, pe acolo și ies pe strada, da, cealaltă. Da, da. Dar bă, eu după aia trebuie să stau o jumătate de oră. La, că te duc, acum am văzut cât e ceasul. M-ai grăbit. Da, du-te, că poate, ce știi, poate termină mai repede pe ăla. Uite, că și la chic, lasă-mă aici, la chic. Stai cu mine, stai cu... Mă duc un pic până la Kik, văd ce și cum, după aia mă duc în Carrefour, pe Oșan, ultima dată Oșan. Mhm. Nu, bine, te sun, când gata. Pa! În urma că mă uit afară, mi-e fric să mă dau jos din mașină. Vine ce eu, vine. Bă, chiar e foarte cald în mașină. Dar mi-e un fric de măcac pe mine. Vorba vine. Bate vântul de trăznește. Bate un pic mai tare și răsturnam. Vremea faină. Bă, iarna e faină, nu știu. În perioada sărbătorilor, atunci a două săptămâni, să fie zăpadă ca lumea. Da, ca lumea, frate, nu 2-3 stropuleți în aia. Când e toată lumea liberă și nu trebuie nimeni de dimineață să dea fugă la mașină, să se dezăvezească mașina. Și încă o săptămână, gen după Revelion. Pentru cine mai vrea să meargă la ski, la un alt, la nebunii. Și pe aia gata. Pe aia să vină vara, full time, până anul viitor de sărbători. Bă, nu știu, e primul night pop, am zis să mai facem genul ăsta de car vloguri, cred că eu am prioritate aici. Așa, să facem genul ăsta de car vlog sau nu știu cum îi spune. Poate vă place, poate nu. Dacă da, scrieți-mi în comentarii, dacă nu, scrieți-mi tot în comentarii. Și dacă am și eu timp să ies, mersi frumos. Și poate mai facem, numai partea rea e că o să prindem acum tot numai noapte, din păcate. Nu vreau să mai fie zi foarte mult. Mă, oare putem să parcăm aici? Nu, parcați, fain, chiar fain, țiplă. Hai că dăm înapoi. Adică, dincolo, nu e loc de parcare liber. Nu parcați, rezervați. Bă, unde lăsă mașina? Deci eu sunt din Sibiu și pe aici n-am fost niciodată. În sensul că prin spate, deci dacă mă ba pe interzis sau chestii genul ăsta, nu fac intenționat. Mâncare. Aici iar apartament. Efectiv n-ai unde să o lași. Deci, efectiv n-ai unde să lași, nu, acolo e full. Aici nu se știe. Uite, pe acolo, prin spate, oare? Hai să vedem. E ocupat și pe acolo, e... Chiar e curios. Aici cred că mai fost odată. Cred. Nu sunt sigur. Hai că e liber dacă e. Ba, ar fi un loc aici. Oare e rezervat sau ce? În cap aici, în cap, mă. Hai, ne face loc. Bă, că aici în dreapta e cu nu parcați și chestii de alea. Dar aici ar trebui să meargă. Să nu lovim mașinile, zic. Pam, pam. McDonald's, I'm loving it. La cât de grasă-s. Hai, merge. Ăla-i tati. Am găsit și noi un loc de parcare. Bă, și bine că nu-i departe, am o plânge. A fost ok, mă așteptam să mă vor mai mult când am văzut că peste tot e... Nu parcați, nu știu ce.
Vrăjel, nebunii, o lăsăm aici. Bă, sper să nu încurcăm pe nimeni, dar nu o să stăm foarte mult. Nu știu dacă revenim, dacă nu revenim, până pe data viitoare. Să fiți cuminți.